toți profesorii, toți prietenii, chiar și părinții, toată lumea îmi zicea că fac o mare greșeală, că o să-mi distrug viața, că cum adică să nu faci facultate, nu poți să faci nimic. Și acum întrebarea emisiunii. Cum ai ajuns să câștigi 19.000 de euro pe lună? Un drum cu foarte multe peripeții. Așa cum ziceam, în liceu, undeva în clasa A10 am început să învăț informatică din greu. Să fac cursuri peste cursuri și să învăț cât mai mult. Am auzit că locuiești într-un apartament muzeu. Poți un pic să ne explici? Da, așa e, îi mai spun unii oameni. Este un apartament fix în centrul Timișoarei, care are o grămadă de mobilă de lemn, o grămadă de elemente vechi, cum ar fi pick-up-uri și ceasuri în acelea mari. Dau 600 de euro pe acel apartament, care e foarte mare, are peste 100 de metri pătrați. Bună ziua și bine v-am găsit la emisiunea Localnicii. Invitatul meu, Andrei Stoica, câștigă la doar 23 de ani 19.000 de euro pe lună. Cum este posibil? Secretul ni-l va dezvălui chiar astăzi. Ciao! Ciao! Mă bucur să fiu aici. De unde ești? Sunt dintr-un oraș mic înolt numit Corabia. Din ce familie te tragi? Îmi spune că am fost o familie destul de mijloc. Am venit mijlociu, nu eram nici cei mai săraci din școală, să zic așa, nici cei mai bogați, deci modic. Ai iubit sportul de mic copil? Nu, am fost sedentar de mic copil. Preferam mai mult jocurile pe calculator sau orice înseamnă stat în casă. Cum te înțelegi cu fratele tău? Aveți pasiuni comune? Aș spune că el e exact ca mine la vârsta lui. Mi-ar plăcea să-l văd că e mai implicat, că își dorește mai mult să se dezvolte, dar mi-amintesc că și eu, când eram în generală, tot ce îmi doream de la viață era să mă joc, îmi doream să nu mă bage nimeni în seamă. Dar la el am observat că mă vede ca un exemplu și că a început să citească, a început să mănânce mai mult pentru că își dorește să crească. Am început și să-i dau diferite task-uri, să editeze poze sau să mai facă diferite task-uri repetitive pentru mine și îi dau bani în schimb, adică simt că el va avea o traiectorie mult mai bună decât mine. M-au zis că mergeți amândoi la antrenament, la sport. Da, mereu când vine în vizită, pentru că el nu, încă nu e cu sportul, mereu când vine în vizită la mine, îl iau cu mine la sală, îl iau cu mine la box ca să vadă și el cum e. Poate în sfârșit o să prindă și el dragoste pentru sport și o să continue singur. Ce studii ai făcut? Am terminat liceu și apoi nu îmi doream să fac facultate. Am fost forțat să încerc facultate. Am făcut vreo 2 săptămâni la București, mi-am dat seama că nu-i de mine și m-am lăsat. Iar apoi am fost convins din nou să încerc Timișoara, pentru că am auzit de foarte bine de Politehnica Timișoara. Așa că am încercat și acolo pentru cam o lună. Mi-a plăcut un pic mai mult, iar apoi m-am lăsat din nou și am terminat cu studiile. Ce ai auzit în jurul tău, ce s-a vorbit în preajma ta atunci când ai zis că eu nu vreau să continui facultate? În perioada când lucram la acel startup în liceu, spuneam tuturor că eu nu merg la facultate, că mă ocup de startup și toată lumea îmi zicea, toți profesorii, toți prietenii, chiar și părinții, toată lumea îmi zicea că fac o mare greșeală, că o să-mi distrug viața, că cum adică să nu faci facultate, nu poți să faci nimic fără facultate, îți deschide atâtea uși. Iar eu eram foarte focusat pe proiect, știam ce trebuie să fac, știam că merg mai departe și știam că nici nu e sfârșitul lumii. Cum am ajuns să-i conving pe părinții mei să mă lase să nu fac facultate? Le-am spus că ok, încercăm primul an nu o să fac facultate, o să mă focusez pe startup, iar apoi dacă nu merge bine, mă întorc la facultate. Practic, nu era ceva ce nu mai putea să dai înapoi, era un risc pe care mi l-am asumat și nu un risc care dacă eșua mi-aș fi distrus viața. Și trebuie să realizăm că majoritatea riscurilor pe care ni le asumăm nu o să aibă impact care să ne țină toată viața. Deci cumva sfătuiești oamenii să riște atâta de mult cât pot dacă cred în visul lor și chiar au ceva pregătit. Da. Cum ai ajuns să lucrezi în IT? Am început din liceu, am avut un rival, să spun așa, și ne doream să fim cel mai bun la informatică, așa că am început să învățăm pe lângă,
să facem cursuri online și așa din curs în curs mergeam. Eu făceam un curs, deveneam mai bun, după aia colegul meu și tot așa și am crescut foarte sus. Care a fost primul tău job? Primul job a fost unul foarte neconvențional. În liceu, în clasa 12, am fondat primul startup, care era o aplicație de învățat la mate pentru BAC. Pentru că noi, făcând cursuri online, am văzut cum n-avem chestia asta în România și ar merge foarte bine o aplicație de învățat la mate pentru BAC la noi și am zis, hai să facem. Și a început de la o idee mică, la a lucra 13 ore pe zi, în fiecare zi, și a fi sponsorizat de BCR și a merge la București să lucrăm la aplicație. Și cum merge în zilele noastre această aplicație? Nu mai merge. Nu, în acea vară a murit. Pentru că eram la final de liceu, eram în vara de după clasa 12-a, aveam destul de multe probleme, pentru că tot creșteam, tot încercam să tragem cât mai tare. Și inevitabil a venit momentul să te plecat la facultăți, iar ceilalți doi cofondatori, unul a plecat în Anglia și altul în America, iar apoi comunicarea n-a mai fost cea mai bună, fiind pe trei time zone diferite și nici prioritățile lor nu mai erau strict pe asta, așa că n-am mai putut să ținem viața. Ce iubești cel mai mult la IT? Iubesc să rezolv probleme. Am observat că anul trecut mă plictisesc destul de tare și am zis că nu mai place domeniul ăsta. Dar, de fapt, acum la ultimul proiect la care lucrez, am prins să lucrez din nou cu un prieten foarte bun de-al meu și am descoperit ce mult mă distrez să vorbesc cu el, să comunicăm probleme, să găsim soluții ingenioase. Și mi-am dat seama că, de fapt, pasiunea pentru programare nu murea și doar nu eram în mediile potrivite la momentul ăla. Toată lumea se treabă, bănuiesc chestia asta, cum este viața unui ITist? Toată lumea își imaginează un om care stă la calculator și sparge, hecuiește sau face eventual niște site-uri. Dar de fapt, cum este în realitate? Nu e foarte departe de concepția publică, să spun așa, doar că nu stau 8 ore pe zi la calculator și programez în continuu, pentru că nu e eficient. Am învățat pe propria piele că să scrii cod 13 ore în continuu nu e o chestie bună, că din când în când ai nevoie de pauze. Poți să ai, de exemplu, o problemă care nu merge, un buton care nu-și face treaba și să stai 5 ore, să tot te dai cu capul de tastatură să vezi că nu merge. Când, de fapt, trebuie să-ți iei o pauză de o oră, două, iar apoi când revii spui, a, simplu, jumătate de oră și repar tot. Așa că, cumva trebuie să-ți iei și timp pentru creativitate, nu e un job doar ingineresc, cât e și artă. Și artiștii au nevoie de pauze. Ziceai mai devreme despre pauze. Ce preferi să faci în acele pauze? O plimbare pe afară, alergat sau? De obicei nu alerg în pauze, dar o plimbare pe afară când e vremea bună e foarte binevenită. Sau pur și simplu stau, ascult muzică, mănânc ceva, mă relaxez, mai sun un prieten, familia. În mare parte lucruri care să nu-mi consume multă energie, câteodată mă joc șah în pauze și e o mare greșeală pentru că termin pauzele mai obosit decât le-am început. Și ce muzică asculți? Vorbeam mai devreme despre asta că facem pauze. Ascult cam toate genurile. Acum, în ultima vreme, am apucat de dansuri și ascult în mare parte muzică bachata, latino. Ascult și rock, balade, ascult și muzică românească veche. Depinde cum mă simt, sincer. Când lucrez, îmi place să ascult muzică mai liniștită și după când mă simt mai demotivat, de exemplu, ascult muzică despre bani, să mă simt un pic mai gangster. Și pe dansuri ziceai de bachata? Da. Și de cât timp faci dansuri? Fac de toamna trecută, din septembrie, cred. Și e foarte frumos. E una de activitățile mele preferate din săptămână, adică după zi grea, mă duc seara la 8 la dansuri și mă reumplu de energie. Deci faci destul de des dansuri. Fac de două ori pe săptămână și câteodată în weekend, da. Și acum întrebarea emisiunii. Cum ai ajuns să câștigi 19.000 de euro pe lună? Da. A fost un drum cu foarte multe peripeții. Așa cum ziceam, în liceu, undeva în clasa a 10 am început să învăț informatică din greu. Să fac cursuri peste cursuri și să învăț cât mai mult. După 2 ani am fondat acel startup de care spuneam. Și atunci chiar am învățat informatică pe bune, pentru că ne-am lovit de o grămadă de probleme care nici nu știam că există și mereu aveam o vorbă
știm să o rezolvăm, nu, dar trebuie să o facem pentru că eram singurii care se ocupau de aplicație. Așa că cred că a fost un an jumate în care am lucrat chiar foarte din greu la aplicație, în jur de 13 ore pe zi, fără pauză, nici nu mai mergeam la liceu, eram complet, lăsasem orice înseamnă viață și mă ocupam de startup-ul ăsta. Apoi când nu a mers, am luat o mică pauză de vreo 2 luni în care am zis că nu mai lucrez deloc, eram obosit, eram supărat, eram ars cu totul. Iar apoi mi-am luat primul job, să zic, convențional și din nou mi-am regăsit pasiunea pentru informatică și acolo am lucrat iar pentru 2 ani, învățând și lovindu-mă de o grămadă de probleme. După ăștia 4 ani am descoperit că în România nu se fac mulți bani ca programator, dacă lucrezi cu români. Așa că am descoperit freelancing-ul, am trecut prin programul Libertate în IT de la Cristian Dascălu, pentru cine cunoaște, și am învățat cum să fac peste 10.000 de euro pe lună ca și programator. Asta se întâmpla acum aproximativ un an. Și de atunci am continuat să mai cresc rata, să iau mai multe proiecte, iar acum sunt în faza de tranziție. La început am fost angajat, apoi am fost freelancer, practic mai alegeam singur proiectele, eram propriul șef. Iar acum îmi strâng o echipă de alți oameni, găsesc proiecte și practic intermediez. Îmi folosesc de numele meu de programator ca să garantez calitate și am oameni care mă ajută să livrez mai multe produse. Și ziceai că ai clienți foarte mult din străinătate. Ne poți zice așa în mare câteva țări? În special Germania, UK și US. Deși în US e mai greu să intri, acolo sunt banii buni. Și totuși tu lucrezi ca liber profesionist în domeniul IT, ceea ce în România e cam sperie pe oameni. Cum eu, liber profesionist, stai puțin, că eu nu știu ce trebuie să fac, de unde să încep. Toată lumea este așa de pe băncile facultății cu ideea, ok, știu meserie, cum fac bani. Și asta era o dilemă care tot circulă, mai ales în social media. Mm-hmm. În primul rând, trebuie să te simți pregătit. Dacă de pe banca facultății e greu să te duci la un client străin și să-i spui ai încredere în mine, dă mulți bani și o să-ți fac tot ce trebuie. Trebuie să muncești înainte, trebuie să-ți faci o experiență și nu ajunge neapărat să lucrezi în corporații, pentru că majoritatea joburilor la început în corporații sunt ceea ce numesc eu joburi de roboței. La modul doar primești task, fă butonul albastru, mai pune textul ăsta în pagină. Chestii foarte mici și foarte bine definite, care tu practic nu gândești. Tu practic doar scrii cod. Partea de artă din programare e redusă acolo. Așa că ar trebui ori să te implici mai mult în proiecte, să vezi exact ce presupune să gândești un produs de la sămânță la maturizare, ori să faci proiecte personale în care te lovești singur de asta. Iar apoi, după ce poți să spui că am trecut prin proiecte, le-am crescut, după poți să te duci mai departe la clienți și să le spui că da, uite, am făcut asta, mă pricep, ai încredere în mine. Am înțeles că ești pasionat și de domeniul dezvoltării personale. Ce cărți ai citit? Cărți care m-au marcat sunt, în primul rând, The Productivity Project, care vorbește despre cum să faci lucruri, cum să-ți organizezi timpul. Nu vorbește neapărat de cum să faci chestiile mai repede, pentru că poți să faci, ai o limită mentală la câte poți să faci într-o zi. Așa că vorbește mai mult despre prioritizare și despre cum să-ți ții mintea liniștită. De exemplu, un habit pe care l-am păstrat din acea carte este că am o listă cu griji. De exemplu, dacă lucrez și mă îngrijorez pentru nu știu ce problemă, mi-o scriu acolo în listă, iar apoi creierul meu se liniștește și mă las să lucrez. Și pot mai târziu, de obicei nu, să mă întorc la listă și să mă stresez, dar de obicei nu mai trebuie. Altă carte foarte bună e Atomic Habits, care la fel te învață cum să găsești lucrurile pe care vrei să le faci și cum să le pui în aplicare. Chiar dacă nu vrem să facem sport în fiecare zi, nu vrem să mâncăm sănătos, cum să ne păcălim creierul și să facem asta cât mai bine. Simt că ca să poți să fii bun în carieră, ca să poți să crești în orice business, orice vrei să faci, prima dată trebuie să fii sănătos și la corp și la minte. Iar apoi restul lucrurile vin ușor. Luăm un exemplu. Sunt telespectatori care acum citesc anumite cărți, cum ai zis și tu, de dezvoltare personală. Știu teoria, știu povestea ce trebuie să facă, dar cumva sunt totuși demotivați și zic, a, se poate, există un caz la 1.000 de persoane care câștigă, care merge bine.
și el stă pe canapea și nu e acțiune, ce poți să-i recomanzi unui astfel de om? În primul rând, dacă citești cărți de dezvoltare personală, trebuie să faci exercițiile de la finalul capitolelor. Îmi amintesc că în liceu am citit o grămadă de cărți, iar acum revin peste ele și îmi dau seama că dacă Andrei din trecut ar fi făcut toate exercițiile care erau acolo, ar fi fost mult mai sus. Și iar apoi pentru cei care nu citesc cărți, dar totuși doresc să facă lucruri, recomand să înceapă încet. Mulți dintre noi avem răsuflul ăsta de motivație seara, trebuie să zicem că mâine ne trezim la 7 și lucrăm 10 ore în continuu, iar apoi ne trezim, ori nu facem, ori poate facem asta pentru o zi, două, maxim trei, iar apoi ne oprim. Și chestia asta nu e sustenabilă. Cum un quote care mie îmi place foarte mult e: un plan mediu executat e mai bun decât un plan perfect neexecutat. Așa că recomand să începem încet. De multe ori am dubii, de multe ori mă gândesc, oare ce fac acum nu e bine, pot să fac mai bine, pot să supra-inginerez chestia aia, dar de fapt dacă nu pui munca, degeaba e planul bine făcut în spate. Cum îți organizezi timpul? E vorba de un plan bine stabilit la mijloc? Adică pe parcursul zilei se strâng anumite chestii și le notez în carnețel sau în aplicație de notițe. Apoi seara le iau și le prioritizez, le pun ori pentru ziua următoare, ori pentru săptămâna următoare, ori îmi dau seama că de fapt n-am timp pentru ele și le pun în lista cu lucruri la care mă uit mai târziu, iar apoi ziua următoare mă trezesc și le pun în aplicare. Ce sporturi ai practicat pe lângă dans? Deci practic mersul la sală, dacă se poate numi sport, practic bodybuilding, practic kickboxing și dansuri. Cu antrenor sau singur? Da, toate sunt cu antrenor. Am antrenor la sală, am antrenor la kickboxing și am și antrenor la dansuri. Cine te-a motivat pe partea sportivă cel mai tare? Cel mai tare aș putea spune că m-au ajutat youtuberii de dezvoltare personală. E unul foarte bun, Hamza, care m-a motivat foarte mult. Și înainte mă uitam la videoclipuri de dezvoltare personală, dar nu prea le puneam în practică. Toți îmi spuneau, fă sport, dar nu m-am apucat de sport până acum un an. Și la fel, dacă m-aș fi apucat în liceu, aș fi fost mult mai bine acum. Hai să luăm un exemplu. Cum decurge o zi de antrenament la sală? La sală. Cel mai mult îmi place că mi-am redus energia mentală de a merge la sală. În fiecare dimineață mă duc la sală, mă întâlnesc cu unul din antrenori, iar apoi ei îmi spun ce să fac. Pregătesc programele pentru mine, iar eu trebuie doar să trag tare, să trag până nu mai pot, iar apoi să mă duc acasă. Și nu mă gândesc nici la ce se întâmplă în ziua respectivă, nici la ce se întâmple mai departe. Am auzit că locuiești într-un apartament muzeu. Poți un pic să ne explici? Da, așa e, îi mai spun unii oameni. Este un apartament fix în centrul Timișoarei, care are un aer foarte rustic, o grămadă de mobilă de lemn, o grămadă de elemente vechi, cum ar fi pick-up-uri și ceasuri în acelea mari. Deci aici este vibe-ul de muzeu. Unii ar putea spune că e destul de arogant să stau așa. Dau 600 de euro pe acel apartament, care e foarte mare, are peste 100 de metri pătrați. S-ar putea spune că nu am nevoie de atât spațiu. Și sunt de acord că ar putea să trăiesc mai puțin, dar sunt și de părere că cât locul în care stai, cu cât ceea ce vezi în fiecare zi îți aduce mai multă fericire, cu atât poți să ai și randamentul mai bun. Dar eu cheltui destul de mult bani lunar, pentru că am chiria destul de mare, plătesc doi antrenori personali care fac doar cu mine, adică antrenamentele de grup de obicei sunt undeva la 300-400 de lei pe lună. Eu, lucrând unul la unul, plătesc mai mult, plătesc în jur de 3.000 de lei doar pe antrenori. Iar apoi, la fel, îmi place mult să mănânc în oraș, îmi place să-mi iau multe griji de pe minte, gen să nu gătesc, să nu merg la magazin, să nu fac curat. Așa că, practic, pentru conveniența mea, plătesc așa mult. Ce calități ai vrea să mai ai pe viitor? Simt că încă sunt destul de introvertit. Când merg, de exemplu, la conferințe, mi-e greu încă să mă bag în seamă cu foarte mulți oameni și aș vrea să am curajul și
să mă simt destul de carismatic, să spun așa, încât să pot să mă bag în seamă cu lumea și să plec de acolo cu un nou contact, cu o nouă conexiune. Și pe lângă sport, pe lângă IT, mai ai și alte pasiuni? Îmi place să joc șah, îmi place să fac poze, îmi place să ascult muzică, să citesc, să mă dezvolt. Îmi place să mă pun în dificultate, adică să mă pun în situații sociale în care nu sunt neapărat confortabil, cum ar fi să mă duc la o nuntă unde nu știu pe nimeni și să văd dacă până la sfârșitul serii pot să nu plec singur. Mai place să interacționez cu oameni. Îmi place foarte mult să mentorez oameni. Îmi place să văd, de exemplu, tineri liceeni care își doresc să se dezvolte, iar atunci eu le dau oricâte informații pot ca să-i ajut să facă asta. Deci vrei să fii un exemplu bun pentru tânăra generație, da, și să susții cât mai mult oamenii să facă ceva cu viața lor, cu timpul lor, să-și aprecieze munca și talentul. Dar ți-ai dorit să ai o anumită superputere? O anumită superputere. A spune că cel mai mare defect al meu acum este că nu dorm destul, așa că mi-ar plăcea să am superputerea de a nu trebui să dorm și a putea să mă focusez pe alte lucruri zi de zi. Pe unde ai mai călătorit? Am fost în România, în majoritatea orașelor mari, am prieteni peste tot și mereu dorm pe canapele și am fost și în multe țări europene, am fost în Italia, în Grecia, ca toată lumea, în Germania, am fost în Elveția, unde a fost foarte interesant pentru că ei, în loc să aibă reclame la farmacii și la jocuri de noroc, au reclame la fonduri de investiții, la ceasuri de lux și cumva te pune un pic în perspectivă. Am fost și în UK, îmi doresc să mai merg în orașe mega dezvoltate, cum ar fi Dubaiul sau Olanda sau US, ca să pot să simt cum sunt alte medii și să mă dezvolt mai mult. Pentru că atunci când stai într-un oraș mic, Timișoara nu e neapărat un oraș mare, mă simt foarte liniștit aici, dar simt că e și foarte ușor să nu mai visez mare când totul pe lângă tine e mic. Deci te motivează cumva și mediul în care călătorești și faptul că anumite țări sau anumite locații sunt mult mai dezvoltate decât altele și atunci îți dă cumva o încredere și mai mare că pot să fac și că trebuie să încep mai mult. Ce limbi străine știi? Știu doar engleză. Am făcut și 8 ani de franceză în liceu și nu știu absolut deloc. Deci aici o să dau puțin vina pe sistemul care nu se focusează pe ce trebuie. De filme mai ai timp să mă urmărești? Bănesc că ai câteva filme care ți plac. Da. În mare parte îmi plac filmele de acțiune, filmele thriller în care mă uit și încerc să dezlușesc ce se întâmplă sau sunt cu sufletul la gură și mă uit la acțiunile care se întâmplă, dar în mare parte nu prea mă uit la filme. Cum îți place să te trezești dimineața? Pui, nu știu, muzică, ai un citat care îl pui tot timpul pe perete când te trezești sau te uiți la o listă de asta cu lucruri de făcut sau o cafea? Mă trezesc, pe oglinda din baie am un post-it note pe care scrie Crash the Day, că să-mi amintesc că trebuie să trag tare în fiecare zi. Apoi mă duc la jurnal, îmi scriu cuvintele de recunoștință în fiecare zi, iar apoi mă trezesc și mă duc direct la sală și după îmi încep ziua de lucru. Ce înseamnă succesul pentru tine? Pentru mine succesul înseamnă să poți să ai liniște dacă îți dorești. Înseamnă să nu trebuiască să mă trezesc la 8 dimineața în fiecare zi ca să stau în trafic. Înseamnă să nu trebuiască să ajung seara obosit, iar apoi să nu mai pot să fac nimic. Înseamnă să pot să-mi aleg activitățile care îmi dau energie, să pot să-mi le aranjez astfel încât să îmi duc ziua la capăt cât mai odihnit. Și înseamnă că atunci când sunt momente, când sunt evenimente la care trebuie să mă duc, când am o problemă, când vreau să mă întâlnesc cu cineva, să pot să-mi iau liber de la orice fac și să pot să mă concentrez pe aspectul uman decât să mă țină un job în spate. Ce calități folosești cel mai des? Aș spune că una din cele mai bune calități ale mele e rezistența la stres. Se poate arunca o grămadă de probleme în mine pentru că lucrez la mai multe proiecte. Fiecare proiecte vin cu problemele lor constant, cum sunt aruncate, aia nu merge, aia nu merge, repară cât mai repede. Și văd cum e foarte ușor să pierzi. Când aveam un singur proiect, obișnuiam să mă pierd când veneau prea multe probleme. Și încet, încet am început să prind rezistență pentru asta.
Ce nu ai suporta să faci niciodată? Să fac naveta undeva, să stau în trafic o oră, în fiecare zi dus întors. Mi se pare cea mai rea. Ce ai face dacă ai primi mâine $1,000,000? O întrebare foarte bună. Viața mea nu s-ar schimba radical, pentru că deja îmi place ce fac. Deja construiesc ceva ce vreau să ajung la $1,000,000. Așa că cred că aș investi și mai mult decât investesc acum în mentori. Mi-aș lua mai multe cursuri, mai mulți mentori și aș învăța și mai mult ca să pot să fac și mai mulți bani. E foarte, foarte comun să auzi de investit, să ajungi să faci o sumă mai mare de bani, iar apoi să te apuci să investești în stocuri sau în fonduri mutuale sau în Forex. Dar asta nu e ceva prea bine, pentru că acele fonduri îți aduc 5-10 maxim la 100 return pe lună. Eu pot să spun de experiență că în ultimii 3 ani am avut return de peste 100% în fiecare an investind în mine. Am înțeles că în curând vei pleca din Timișoara. De ce? În primul rând pentru familie. Fratele meu acum stă în Corabia, oraș mic, cu liceu nu foarte bun. Și îmi doresc să fac un liceu bun într-un oraș mare. Inițial îmi doream Timișoara, dar am realizat că e prea departe. E un drum de 8 ore de aici până acasă, așa că la București este un drum de 2 ore, ceea ce e mult mai ușor pentru toată familia. Și e pasul logic să mă mut la București, fratele meu să vină cu mine și să ne ocupăm de liceu. Iar cu asta pot să mai vină și mai multe beneficii. București fiind oraș mai mare, pot să am mai multe conexiuni, mai multe avioane, mai multe oportunități, dar în special familia e motiv pentru care plec. Eu cumva te-am prins acum la țancă, tu plănești cât de curând să pleci din cealaltă. Da, în 2 săptămâni. Și acum, de exemplu, ne gândim așa, ai o foaie de hârtie și poți să-ți scrii un mesaj pentru viitor. Ăla îl pui într-un cufăr sau ceva într-un pod și la un moment dat, peste mulți ani, îl regăsești. Ce-ai vrea să fie pe acea hârtie scris? Îndrăznește. Să nu-ți fie frică să încerci lucruri noi, chiar dacă știi că o să ratezi, pentru că fiecare ratare e un pas mai sus spre succes. Dacă ai putea acum să te întorci în timp, să zicem că ai găsit mașina timpului și m-aș întoarce în timp cu vreo 5-10 ani, de exemplu, ai vrea să schimbi ceva? De exemplu, am avut o perioadă de vreo un an jumate în care nu mai visam departe, nu mai doream să devin antreprenor, să fac foarte mulți bani, să fac foarte multe proiecte faine. N-aș putea spune că aș vrea să tai acel moment, pentru că până la urmă m-a dus unde sunt acum, dar o schimbare pe care aș vrea să o fac ar fi să mă apuc de sport mai devreme, pentru că acum mă simt de 1000 de ori mai bine decât pe vremea când eram mai grăsuț și mult mai fără energie decât sunt acum. Andrei, îți mulțumesc pentru prezența în această seară în studioul Freidorf TV. Și mă bucur că am fost aici și îți urez o seară foarte faină. Aici punem punct discuției noastre. Dacă v-a plăcut, vă invităm să ne dați un like, să ne scrieți un comentariu pe cine să mai invităm pe viitor la interviuri și să vă abonați la acest canal de YouTube. Oare de ce? Pentru că o să aflați informații noi zi de zi, interviuri interesante, așa că rămâneți alături de noi până data viitoare. La revedere!